Bună seara și bine ați venit cu drag la Sfărfonec, proiect de matematică la geometrie. Geometrie. Hai să facem oficial cu altele. Cu el? Cu Cosmin? Nu. Nu așa cu altele, nu geometrie. Dar nu mi-a spus Cosmin ca să fie mai greu de... Nu cred, vă zic că vine la 7. Așa, dacă vreți, la 7 e clar. Începem cu algebra? Da. Vezi algebra 3? Da. Nu? Da. Da, profesor. Hai. Algebra, hai. Dezvoltă. Zice. Nici nu știu dacă ei mai știu cum ați legi niște chestii pe aici de un profesor. Îl iau așa și eu? Da, pe eu. Alo. Da, vă rog. Știu, am văzut mesajul, că era la mine. Mulțumesc. ITQ 33, de la pagina 18. 33, de la pagina 18. 18. 18. Se consideră numele reale X și Y mai mari sau egale cu 0? X, Y. Mai mare sau egal cu 1. Arătați că am X. Domnul profesor, dar nu lipsește proiectorul? Unde? Proiectorul, așa. Păi, vezi acolo. Și se vede bine? Păi, de ce l-a pus? Ca să fie un angus, da? Da, l-a pus așa ca să nu umbra să fie în spate. Și se vede, nu? Da, sigur, sigur, sigur. Arătați că dacă X plus Y e egal cu 0, X plus Y egal cu 0. Atunci X egal cu Y și egal cu 0. Am vedut că X egal cu Y egal cu 0. Și la B, dacă X ori Y mai mic egal cu 0, X ori Y mai mic egal cu 0. Atunci X egal cu 0 sau Y egal cu 0? X egal cu 0 sau Y egal cu 0. Da. Idei? Suma că X plus Y, știm că suma este 0. Și că el este pozitiv. Da. Și ce mai este jos, X ori Y? Asta e cum să facem. Știm că X și Y sunt mai mari sau egal cu 0. Mai mari sau egal cu 0. În niciun chip nu sunt negative. Asta vrea să spună. Exact. Și dacă suma lor este 0, se rezultă că amândouă sunt 0. Problema, dacă nu plus sumă ar fi 2, deci e mare sau egal, dar 0 plus 0 e 0. Da. Și 0 plus 1 dă 1, nu are cum să fie. Dar să fie nu, nu e, e vorba de X și Y în mere de are. Da, da, da. Da. X și Y. Aparține lui el. Aparține lui el, nu-i aparată, cum ai spus tu, 1 și nu știu ce, și 0. Adică nu numele naturale, ci este în el. Adică 0 cu 0, 0, 0, nu știu ce. Ar putea să fie exact. El înseamnă tot. El înseamnă toată paleta. Dar aici, de la 0 încolo, pentru că... Da, deci suntem în zona, pe axa reală, în alași, în vizim așa, că noi știm super, nu? Aici este 0 și lucrăm cu X-ul și Y-ul de aici începând. Pe aici nu doar sunt ele, X-ul și Y-ul. Deci la 0 încolo și dacă suma lor este 0, zice că neapărat, amândouă sunt 0. Încearcă să ați elementul foarte clar la capăt. Păi am două trăsuri mai mari pe 0. Sau egal. Da. Deci dacă până zice 1 și 1,1 o să dea mai mult ca 0. Deci hai să zicem, dacă negăm rezultatul, da. Ce înseamnă să rezulte X-ul și Y-ul să fie egal cu 0? Presupunem că nu sunt amândouă 0. Dar ce e egal cu 0? Nu suntem de acord cu rezolvarea. Este o demonstrație pentru reducere absurd. Deci, hai să zicem, demonstrăm pentru prima. În X
ipoteză avem așa, că x mai mare de altă, că y mai mare de altă și că x plus y egal cu 0. Asta este ipoteza de lucru. Da. Și trebuie să rezulte de aici concluzia, cum suntem obișnuiți noi, că x egal cu 0 și y este 0, dar în două sunt 0. Demonstrați. Presupune că nu este adevărată concluzia. Presupune că nu este adevărată concluzia. Adică, faptul că nu e adevărată că simultan sunt zero, înseamnă că una dintre ele este strict mai mare ca zero. Nu pot să spun că e negativă. Nu. Pentru că am un număr de aici. Are. Deci, presupun că nu este, nu este adevărată concluzia. Asta înseamnă, dacă am negat-o... Că exclusivele nu au multe zero. Nu. Asta înseamnă că, dar noi negăm concluzia. Da. Negând concluzia înseamnă că fie x-ul mai mare ca 0, fie y-ul mai mare ca 0. Că aici, atenție, și ăsta, negat, se transformă în sau. Concluzia care era atât x-ul, cât și y-ul să fie 0, simultan. Da. Negând-o, înseamnă, nu e adevărat că simultan sunt trebuie să fie 0. Una e 0 și una e altul. Una e 0 și alta e al 1, da. Deci asta înseamnă că x, să zicem, e mai mare ca 0, iar y e egal cu 0, sau y e strict mai mare ca 0 și x e egal cu 0. Deci nu e simultan, nu amândouă sunt simultan egale cu 0. De acord? Da. Ei bine, hai să luăm în prima condiție. Mergem pe varianta x mai mare ca 0, iar y egal cu 0. Tragem liniștea până și obținem că x plus y este strict mai mare ca 0. Da, 1 plus 0, dacă aș fi... Sigur că da, adică dacă ăsta e strict mai mare ca 0 și adunăm 0 în ambii membri, x plus y, ea și mai strict mai mare ca 0. Dar aveam din ipoteză, în ipoteză, x plus y este egal cu 0. Fals. Contradiție. Fals. Adică apare o contradiție între ce ce am dat în ipoteză și ce zice rezultatul la care am ajuns. Îndrăznind eu să neg concluzia, dau peste o contradiție. Ca să elimin contradicția, să nu mai îndrăznesc să fac așa ceva. Da? Deci rezultatul atunci, presupunerea făcută, este falsă. Da? Presupunerea făcută e falsă. Asta când am luat una din variante, dar cu lucruri corect, trebuie să le luăm și să analizeze și cealaltă. Prin simetrie, se analizează. Și dacă mergem cu y mai mare ca 0 și x egal cu 0, fac linie și vine x plus y, x este mai mare ca 0, dar x plus y din ipoteză, nu? Tot așa din ipoteză, am x plus y egal cu 0. Chiar, contradicție. Fals. Iar presupunerea e falsă. Iar presupunerea. Falsul ăsta este eliminat și într-un caz și în altul, prin hotărârea pe care o sau prin afirmația pe care o iau, și să nu mai îndrăznesc să presupun că să nu mai îndrăznesc să spun că concluzia este falsă. Să ne. Să nu mai îndrăznesc să ne. Da? Da. Și atunci, în cazul ăsta, rămâne adevărat asta care o spuneam cu totul. Deci, rezultă că x egal cu 0 și y egal cu 0. Adică, rezultă concluzia bună. Numai condiția asta e inclusiv liber. Așa. Mai am vădat că vreau să-i pătrundeți mie asupra problemei. Metoda
Asta este metoda reducerii la absurd. Așa se numește. Da? Metoda reducerii la absurd. Ce fac eu? Și în geometrie o folosesc deseori. Ce fac? Autorul îmi dă o anumită informație, care constituie ipoteza, și spune, arată tu asta. Eu dacă n-am altă posibilitate, nu văd cum se pornesc în problemă, neconcluzia. Nu e adevărat ce încercăm. Nu e adevărat că ceea ce mi-ai cerut tu este corect. Da? Negând această concluzie, ce înseamnă? Că el spunea, simultan se înseamnă. Nu e adevărat că simultan se înseamnă. Adică ce înseamnă? Să poate ca una să fie mai mare și alta să fie zero. Nu simultan. Și iau pe amândouă. Și iau pe amândouă, că n-am eu nici de ales. Am cum să spun așa. Da. Deci, negând confuzia, înseamnă așa. Una din situațiile astea. Le analizez. Folosesc tot ce este în ipoteză. Și obiectivul meu cu, de fapt, să adaugă la toată concluzia, la toată ipoteza și această situație acum nouă, prin negație. Și printr-un raționament matematic trebuie să ajung să contrazic fie un adevăr matematic, fie o parte din ipoteză. Eu am contrazis ce e? O parte din ipoteză. Am contrazis faptul că x plus y egal cu 0. Da? Deci insist încă o dată să înțelegeți mecanismul. Deci metoda reduce la absurd presupune negarea concluziei problemei respective. Negând concluzia, vedem la ce ajungem. Care era confuzia? Să arătăm că simultan X-ul și Y-ul sunt 0. Pentru X plus Y egal cu 0? Pentru X plus Y obligă, în condiții de ipoteză că X și Y sunt mai mari egal cu 0, obligă, nu, la următoarea concluzie că X-ul și Y-ul, în același timp, și X-ul și Y-ul sunt 0. Negăm asta. Nu e adevărat că simultan se întâmplă. Nu e adevărat că și X-ul și Y-ul sunt 0. E posibil, după cum sunt eu, căpos, da? Și sunt căpățânat. Nu e adevărat că simultan. Adică, poate să fie una pozitivă și alta 0. Nu amândouă. Una pozitivă și alta 0, pe rând analizez, luându-le și lipindu-le de ipoteză, dacă una e strict pozitivă și cealaltă e 0, înseamnă X plus Y strict mai mare ca 0. Și cum avem în ipoteză X plus Y egal cu 0, am intrat într-o contradicție. Deci am contrazis o chestiune din ipoteză. Și faptul că am contrazis ceva dat în ipoteză înseamnă că presupunerea făcută de mine e falsă, adică nu mai neg concluzia. Să nu mai neg concluzia pentru un bedea, într-o situație dificilă. Da. Nu mai așa să ne mântuiați. Asta e metoda reducerii la absurd. Metoda reducerii la absurd. Metoda reducerii la absurd. Este des folosită în matematică, algebră, geometrie, da? Este des folosită în matematică, algebră, geometrie. Și ea presupune parcurgerea următorilor pași. Și ea presupune, metoda în sine, presupune parcurgerea următorilor pași. 1. Negăm concluzia. Deci, nu suntem de acord cu atât. Asta înseamnă că am plecat concluzia, da? Negăm concluzia. 2. Pe baza
ipoteze pe baza unei părți din ipoteză, hai să zic, pe baza unei părți din ipoteză și a informației obținute prin negare și a informației obținute prin negare prin raționament matematic, da, riguros, adică, pentru să mergem la frate riguros, ajunge să contrazicem fie un alt rezultat matematic, fie o parte din ipoteză. Subneasul este miezul important al acestui procedeu matematic, metoda reducerii la absurd. Da, foarte, foarte important. Mai repede tu, vă zic despre ce este vorba. Deci, metoda reducerii la absurd este des folosită în matematică și ea presupune faptul că din următoarelor pași 1 negăm concluzia și 2 pe baza unei părți din ipoteze și a informațiilor obținute prin negare, prin raționament matematic, ajungem să contrazicem fie un rezultat, fie jumătate, fie o parte din ipotenuză. Din ipoteză. Adică, aici pot să materializez concret vorba mea, că ce am spus acolo pare abstract. Dar aici poți să îți dai seama că... Am negat că X plus Y egal cu 0. Am negat. Nu pe X plus Y egal cu 0. N-am negat la asta. Concluzia am negat-o. Că X egal cu 0 și Y egal cu 0. Asta e. Negăm concluzia. Deci, citește gura. În așa zis, negăm concluzia. Primul pas. Ce spuneți? Negăm concluzia. Păi, foarte tare. Am negat concluzia, nu ipoteză. Deci negăm concluzia și prin negare, uite, nu este adevărat. Am negat concluzia, nu e adevărat concluzia. Și faptul că nu e adevărat că X-ul și Y-ul sunt 0, în același timp, înseamnă că nu sunt în același timp 0. Unul e mai mare și unul e egal. Unul mai mare și unul egal. Deci nu. Unul mai mare, dar care e? Pe rând, fiecare. Pe rând, fiecare. Eu ne vreau să reu la mine, dacă spuneam, lăsăm așa, dacă seamă, ne vreau la... Numai X mai mare ca 0 și Y egal 0, tu să reu la mine și vezi, dar și nu s-ar putea și invers. Da, două. Ai văzut și X mai mare ca 0 și Y mai mare ca 0. Și X mai mare ca 0 și Y mai mare ca 0, este evident că suma este... Deci, sigur că da, și asta o poți prinde ca un analist, dar asta este, cum să spun, chiar e un abuz, să zice, pe amând două pozitive. Că el aici, și managerul de autor spune, simultan să fie egală cu 0. Simultan să fie egală cu 0. Dacă zici pe amând două să fie strict mai mare ca 0, evident că la adunare nu mai ai 0. Dar negația lui și înseamnă asta sau cealaltă. Deci, negând concluzia, am făcut la dezlegi. Aceasta se rivește, de acum, prin raționament matematic, am zis nou. Deci am folosit că X mai mare ca 0 și Y mai mare. Am adunat. Asta e raționamentul matematic. Faptul că le-am adunat. Dar de ce le-am adunat și mi-am scăzut? De ce? Pentru că în ipoteză se spune să adună. Deci, atenție. Eu nu le-am adunat, nu le-am înmulțit, nu le-am scăzut. Le-am adunat pentru că în ipoteză avem suma lor egală cu 0. Și am sesizat că repede prin adunare este strict mai mare ca 0 și că... E egal cu 0. E într-o contradicție. Deci ciocnesc cap în cap. Sunt patru. Cum adică? Eu sunt și aici la ori, eu sunt și afară.
și codul mașina. Păi ori sunt gol, ori tu din gol. Nu poți fi în același timp și în sală și afară. Deci contradicția este evidentă aici. Cum să fie în același timp strict mai mare ca zero și cu ipoteza mai mare? Nu, de unde vine întâmplenia asta? Vine din faptul că am îndrăznit să presupun, am îndrăznit să contrazic concluzia. Dacă mai îndrăznești să contrazici concluzia, iată la ce necaz ajunge. Nu mai îndrăznesc acum. Deci, dacă nu mai nec, înseamnă că rămâne valabil așa. Înseamnă că rămâne valabilă x egal cu 0 și y egal cu 0. Deci, pentru a scăpa de necaz, revenim și nu mai contrazicem, nu mai negăm concluzia, ci o acceptăm. E bine? Ați prins raționamentul? Da. Da. Mesajul meu acum este ăsta pentru înțelegerea raționamentului metodei acestea de reducere la absurd. Vedem la Veda, am înțeles. Să vedem la Veda. La Veda. Toți ne facem pe Veda. Da. Deci, x ori y mai mic e egal cu 0. Avem mai mult. Da. Deci să scriu și mă, ipoteza. Nu ipoteza. Avem. Pentru punctul B. X mai mare e egal cu 0. Aici a fost pentru A. X mai mare e egal cu 0. Vedeți, sunt totul. Da. Y mai mare e egal cu 0. Și X ori Y mai mic e egal de 0. X ori Y mai mic e egal de 0. Da. Deci dacă X ori Y e mai mic e egal de 0, să arătăm că X e egal cu 0 sau X e egal cu 0. Deci în concluzie să rezulte, scriem concluzia acum, da? Da. Asta a fost ipoteză, concluzia. X e egal cu 0 sau Y e egal cu 0. X e egal cu 0 sau Y e egal cu 0. Deci, nu spune și concomitent. Nu simultan să uită pe asta. Ci unul din ele este 0. Uh-huh. Putem să ne dăm și pe. Păi tu, mai același procedeu să-l facem. Chiar dacă spun un sau. Noi îl luăm invers. Păi, da, să vedem acum. Sau, fragmentare se transformă în și. Vedem? Nu, asta e logică. Așa o să fie. Partea logică. Așa o să fie și noi ne-am fi fals. Trebuie să fie sau un și. Exact. Deci noi acum o să mergem și ne gândim. Mergem exact la primul pas. Da? Primul pas. Deci, pasul 1. Cum am mutat mai tot? Pasul 1. Negăm concluzia. Adică, nu e adevărat sau unul sau celălalt să fie 0. Înseamnă negarea amândouă să fie cum? Mai mic sau egal decât 0. Amândouă să fie, simultan. Amândouă să fie mai mici decât 0, de la fel am intrat aici, nu se poate. Deci amândouă să fie mai mari decât 0. Da? Deci nu egale cu 0 amândouă. Nu poți să spun negative că mă dă afară imediat pe ușă. Ci amândouă să fie cu? Mai mare sau egal cu 0. Mai mare strict decât 0. Mai mare strict decât 0. Bine. Da? Deci din asta, negarea concluziei înseamnă echivalent. Va spune, nu este adevărat că X sau Y egal cu 0. Înseamnă X strict mai mare ca 0 și Y strict mai mare ca 0. Insistent. Ce înseamnă că negăm concluzia? Deci nu e adevărat că una sau cealaltă, adică pe rând una sau cealaltă ar fi cu zero. Înseamnă că simultan să fie mai mari, fie mai mici. Mai mici, mai mici nu de voi deodată că e spus. Atunci, simultan mai mare ca 0. Dar dacă amândouă sunt strict mai mari ca 0, mai bine și împulsesc. X ori Y, două numere strict pozitive împulsite, X ori Y, cât face? Mai mare strict decât 0. Da.
Dar noi avem pe x ori y. E mai mic. Avem pe x ori y. E mai mic egal de seara. Contradicție. Absurd. Cum să fie strict mai mare și pe altă dată mai mic sau egal? Nu e nimic comun. Că n-am și egal aici în seara. Corect. Deci, de aici rezultă absurd. Da? Din ce da? Absolut. Adică o contradicție. Da? De unde a venit absurditatea asta? Zice, am intrat un conflict. A relaționat corect. Sau contradicție. Cam plăsit contradicție? Da, absolut. Rezultă concluzia corectă. Concluzia adevărată. Deci rezultă că să nu mai fac eu să nu mai trezesc bătrazit concluzia, deci concluzia rămâne adevărată. Adică concluzia adevărată care este? Asta care a dat autorul. Că x este egal cu 0 și y egal cu 0. Că x egal cu 0 sau y egal cu 0. X egal cu 0 sau y egal cu 0. Deci șanse au pe rând. Nu? Pe rând au șanse să fie 0. Care este rezultatul discuției noastre de până acum? Din ce am făcut este descoperirea acestui procedeu matematic, metoda reduce la absurd, când traducem concluzia, raționăm pe baza unui vârst din ipoteze și ajunge să contrazice fie concluzia, ajunge să contrazicem fie o parte din ipoteză, fie un adevăr matematic de stabilit dinainte, o teoremă, ceva. E, și atunci ne retragem, ne retragem, cum să spunem, cu jenă, să spunem, îmi pare rău, nu mai propun așa ceva. Nu mai îndrăznesc să mai fiu cu propunerea de ce. Deci rămâne concluzia adevărată. Bine? Da. Mergem mai departe, la altă. Nu mai vrei la agenda? Nu, mi-a plăcut la cealaltă, acum aș fi în nou. De fost. Îmi pare rău, Mirna, dar uite, eu am să-ți mai dau încă ceva. Dacă am vreodată x pătrat plus y pătrat egal cu 0, de aici rezultă că x egal cu 0 și y egal cu 0. Da. Foarte des. Foarte des să ne greșiți, să exploatează chestia asta. E tocmai problema de înainte. Dacă x-ul și y-ul sunt pozitive și suma lor este 0, atunci simultan să trebuie să fie 0. Neapărat să fie 0. Este, nu mai spun că x-ul să fie pozitiv, că e la pătrat. Deci este asigurat că asta e mai legal de 0 și asta e mai legal de 0. Folosește așa ceva. Ăsta e raționamentul foarte tare pe care l-am venit. Și iată, insist acum, dacă vă dau ecuația, vă dau relația asta. X pătrat plus y pătrat minus 2x minus, să spunem, 4y minus 2x minus 4y și plus 5 egal cu 0. Aflați pe x și y din ecuația asta. E ecuația două necunoscute. Să se rezolve ecuația asta cu două necunoscute. Care nu e o treabă singură. Cine e X-ul și cine e Y-ul? Deci s-a făcut altă treabă. Mai aminte? Da. Scrie că X plus 1 la 2 plătit de minus 2 la 2. X minus 1 la 2. Ai zis de așa zis, nu? Sau este plus 1. Da, se desfacem acolo. Așa. Deci vine x pătrat minus de 2 ori x ori 1 plus 1. Ca să ne formăm pătratul perfect, dar minți, minți, facem așa mai. Plus 1. Și y pătrat. Plus y pătrat minus 4y plus 4 egal cu 0. Da. Facem domina, vina. Așa, și echivalentul a să zice că x minus 1 la pătrat plus y minus 2 la pătrat. Și acum suntem pe varianta asta, o sumă
de numere pozitive este 0, dacă și numai dacă, fiecare este 0. Da. Deci de acolo rezultă echivalentul masculin X minus 1 egal 0 și, și amândouă. Nu, nu, asta s-a putut. Obligația este ca amândouă să fie 0. X minus 1 egal 0 și Y minus 1 egal 1, Y minus 2. Egal 0, pe care rezultă că X egal cu 1 și Y egal cu 1, 2. Iată ce deșteaptă chestie când am înțeles fenomenul de aici. Deci autorul vă pune în temă cu rezultatul ăsta, care trebuie păstrat definitiv în mintea voastră, și ăla de aplicații imediate, vedem aici, da? Ei, insist și spun că așa ceva trebuie reținut foarte bine, foarte bine. Și Miruna nu trebuie plecat foarte degrabă de acolo, nu mă interesează. No. Deci rezultatul este spectaculos de bun, foarte interesant. Și cel de-al doilea care l-am avut la punctul B era așa. Dacă X mai mare egal de 0 și Y mai mare egal de 0 și ai pe X-ul Y e mai mic, parcă așa, cum mai mic egal de 0, din ăsta neapărat, unul din el este 0. Deci rezultă că X egal cu 0 sau Y egal cu 0. Deci, în clipa în care două numere pozitive demonstrează și îți dă mai mic sau egal cu 0, nu se poate, neapărat obligatoriu, unul din ele este 0, că doar egalitatea asta, cu 0 este de la 0, negativ. Când demonstrezi două numere, amândouă negative, ar da pozitiv. Dar ele sunt pozitive, da? Și înmulțirea trebuie să fie pozitiv. Dacă ai negația în contradicție cu mai mic, înseamnă varianta numai al lui 0. Pentru că nu e să fie 0 ca să termine cu, cu necazul. Și ați văzut demonstrația, pentru că ceva absolut toată. Deci ăsta este un rezultat foarte desfolosit. Adică dacă eu vă dau așa, x minus 1 la pătrat, pentru că din undeva, într-un raționament matematic, când ajunge X minus 1 la pătrat, lângă Y minus 2, totul la pătrat, un pic egal de 0. Deci dacă ajungem la așa ceva, lucrând acolo, știu eu ce, fost acolo, chipuiți că am desfășurat, dar aici era desfășurat, cum am strâns, am făcut toate lucrurile. Da? De acolo, ca și mai fost la X minus 1, dar mulțit ăsta. X pătrat minus 2, X plus 1, pe lângă X, Y pătrat minus 4, Y plus 4, mulțit de ele, făcute acolo. Și tu te, te să le vezi, le grupezi, să le... Așa. Și ajunge aici, de aici rezultă obligatoriu. Obligatoriu, una din ele să fie 0. Adică, de rezultă X minus 1 egal 0 sau Y minus 2 egal 0. Nu le-ai cam în două. Una din ele, deci nu ca cum e ieșit anterior, unde aveai pe X 1 și, în același timp, Y egal cu 2. Era și, da. De aceea, la mai mic sau egal cu 0. Dacă un produs egal cu 0, pe rând fiecare are șansă să fie 0. La mulțire, nu? De unde să obții 0? Adică dacă pe rând fiecare este 0. Da, mi-a venit în minte să vă dau partea practică. Și să reținem importanța celor două afirmații. Mai e un acord care să merită atenție? Da. Da. Problema 35. Da. Tot la ce da? Da. De la 19. 35 de la 19. 35 de la 19. Se consideră triunghiul ABC. Deci e triunghiul ABC cu BC egal cu AMI. B.
C egal cu AC. AC egal cu 5. AC egal cu 5. Și AB egal cu 5. AB egal cu 5. Arătați că. Știți bine că așa se mătează laturile opuse. Unghiurilor. Da, cu da. Numele unghiurilor. Da. Arătați că AB plus BC plus CA. AB plus BC plus CA. Supra. A la a doua plus B la a doua plus C la a doua. Nu, cu literii mici nu putem. A. AB plus BC plus CA. Da. Să mă duc dacă încerc să mă încălzesc. Matematica așa te încinge. Nu e treabă simplă. De aceea când totdeauna la clasă am fost cel care am depunut suflet azi. Normal. Azi. Dacă te duci acolo și plănăiești, zice, hai, bară, hai. Hai, voie, hai, nu, cum se zice. Le dai o temă pentru acasă, nu știu ce, nu știu cum. A, timpul să zice. Normal. Deci AB. Deci, AB. Plus BC. Plus BC. Plus CA. Da. Supra. A la doua plus de la doua plus de la doua. Toate chestiile astea mă paranteză în pătratul, domnului. Așa. Este egală cu 0 dacă triunghiul ABC nu este echilateral. Deci suma asta e egală cu acolo. Da, 0. Dacă triunghiul ABC nu este echilateral. Dacă triunghiul ABC nu este echilateral. Echilateral. Și 1. Și 1. Dacă triunghiul ABC este echilateral. Dacă triunghiul ABC ce este? Hai să zicem așa. Sunt două probleme aici. Corect. Avem asta să facă 0 și să zic că triunghiul nu este echilateral. Și aceeași chestie să facă 1. Și să zic că triunghiul este echilateral. Și atunci triunghiul e echilateral. Da. Ce se mai este un triunghi echilateral? Bă, gândesc, trebuie să legăm de asta. Deci, cred că am două probleme. Unu. Avem și AB plus BC plus CA totul supra A pătrat plus B pătrat plus C pătrat. Egal cu 0. Egal cu 0. Și se rezulte că de aici triunghiul ABC nu este echilateral. Triunghiul ABC nu. Adică A e la C. E la C. Da, adică A nu e la C. Adică asta ar fi echivalent în traducerea din limbajul nostru, un triunghi nu este echilateral. Poate să fie isosceles sau poate să fie oarecare, da. Ce înseamnă să nu fie echilateral? Adică A diferit. A diferit de B, diferit de C. Toate distincte între ele. Deci nu e adevărat că toate ar fi egale. Și distincte, da? Ei, când o fracție este egală cu 0? Când A plus B plus A, B. Când o fracție, o fracție. Când este 0 o fracție, ca valoare? Când AB plus BC plus CA e 0. Când numărătorul e 0, vorbește ca să mă înțeleg și eu. Deci o fracție este 0, când numărătorul este 0. Deci asta că e 0, echivalent de aici. Echivalent.
Cam că numărătorul A, B, plus B, C, plus C, A. A, B, plus B, C, plus C, A, e dat cu 0. Dar, fiindcă vorbim de triunghi, cum sunt numerele A, B și C? Pozitive. Deci, de rezultate, obținem că A, strict mai mare ca 0. B, strict mai mare ca 0. C, strict mai mare ca 0. Vorbim de triunghi. Laturile sale sunt niște numere. Strict pozitiv. Atunci, de aici, A ori B îi strict mai mare ca 0, B ori C strict mai mare ca 0 și A ori C strict mai mare ca 0. Se adunăm. Și atunci apare ca A ori B plus B ori C plus C ori A este strict mai mare ca 0. Dar noi avem rezultatul ăsta A ori B plus B ori C, plus C, ori A, egal plus B. No? Și asta este o contradicție. Prin raționament, contrazicând concluzia, am ajuns la o contradicție dintre, prin raționament matematic, repet, la o contradicție dintre rezultatul nostru obținut, ăsta a fost strict mai mare, cu egal cu 0, cu strict mai mare ca 0 prin raționament, și contradicția este aceea că suma lor era egală cu 0, dată în ipoteză, nu? Da, da. Dar de ce am ajuns egal cu 0? Păi egal cu 0 era dată în ipoteză și asta ne-a obligat când o fracție este 0? Când numărătorul este 0. De ce s-a ajuns la contradicție? Pentru că am zis să nu fim de acord cu concluzia. Și pentru urmărătorul lui Izeu, înseamnă că triunghiul nu este echilateral? Păi noi n-am contrazis ipoteza. Ce am zis? Deci noi am avut că fracția este 0. Da, asta am înțeles, da. Numărătorul este 0. Nu mai acum este. Da. Și am analizat cum va fi A mai mare ca 0, B mai mare ca 0, C mai mare ca 0. Și astea sunt pozitive, nu? Dar putea să le iau cu 1, nu, domn profesor. Păi când luăm cu 1, nu? Nu erau diferite. Era A1, B1, C1 erau mai mare ca 0 și atunci AOB era mai mare ca 0, B ori C era mai mare ca 0, AOG era mai mare ca 0. Tu spui că nu vezi contradicția, da, generată, că triunghiul ABC nu este echilateral. Da. Da. În varianta asta, când el ar fi, deci dacă... Trebuia să luăm diferit? Asta vă întreb. Acolo la A mai mare ca 0, dar trebuia să luăm, cum să luăm, A mai mare sau 1? Sau? Tu spui așa, clar că astea pozitive sunt. Da, dar pot fi mai mare sau 1, probabil. Și atunci nu mai sunt diferite. Așa. Nu este echilateral, când ele sunt diferite. Noi totuși asta n-am demonstrat la diferite pe diferite. Ce? Asta e de acum observ. Exact, asta am vrea să vă observ. Acum observ că, practic, exploatând varianta asta cu 0, care m-a condus la așa ceva... Corect. Nu mi-asigură că triunghiul nu este echilateral. Luăm pe variante atunci? O secundă. Deci nu este echilateral. Adică poate să fie isoscel sau că triunghiul nu este echilateral. Dacă ar fi echilateral, ar însemna egal B egal cu C, nu? Da. Asta. Situația care am luat-o ar fi dacă ar fi echilateral. Și atunci ar da 1, noi trebuie să arătăm de 1. 1 dacă triunghiul este echilateral. Mai citești o dată. Se consideră triunghiul AB circulaturile BC egal cu A, CA egal cu B și AB egal cu C. Arătați stă. AB plus BC plus CA supra a la a doua cu pe la a doua plus la a doua este egal cu 0 dacă triunghiul ABC nu este echilateral și este egal cu 1 dacă triunghiul ABC este echilateral. Deci, ajungem egal cu 0 dacă triunghiul nu este echilateral.
Și ajungem egal cu 1 dacă triunghiul este echilateral, da? Asta vreau să spun. Da. Deci suma asta egal cu 0 dacă triunghiul este, nu este echilateral. Nu este. La ce mă duce pe mine? Și noi am văzut egal cu 0, aveți dreptate. Și noi am văzut egal cu 0, adică noi am zis că triunghiul nu este echilateral. Da. Și am arătat că am ajuns la o contradicție. Când le-am luat pe toate egale. Nu. Haideți să luăm varianta egală cu 1 mai întâi, să vedem cum anume se lucrează. Da? Cred că aici trebuie să luăm. Deci mergem cu varianta că AB plus BC plus CA supra A pătrat egal cu 1. Egal cu 1. Echivalent cu... Cine zice copii? A, B plus B, C plus C, A egal cu A pătrat plus B pătrat plus C pătrat. Care mai poate fi de lucrat în felul următor. Ia să vedem ce vreau dată. Suma cu 0, toate trebuie să fie 0. Corect. Deci de aici echivalent.
cu... Dacă echivalent cu A egal cu B egal cu C. A egal cu B... A minus B, să înțeleagă de tot. A minus B egal cu 0. A minus C egal cu 0. Și B minus C... B minus C egal cu 0. Deci toate 3 egal cu 0. Asta înseamnă că A egal cu B? Echivalent cu A egal cu B egal cu C. Adică triunghiul... Triunghiul... Este echilateral. Ce e echilateral? Aici am demonstrat, aici nu e clar. Da. Păi, ideea este asta acum. Dacă suma nu este 0, suma pătratelor ăsta nu este 0, adică nu este 1 ea de la început, înseamnă că nu mai este triunghi echilateral. Deci el este echilateral numai dacă suma este 1. Clar. Dar dacă suma este altceva decât 1, orice alt număr... Nu mai este echilateral. Nu mai este echilateral. Și eu cu 0 în bășcălie. Putea spune și 7, și 3. Deci când pui altceva decât 1, el când este 1, este triunghiul echilateral. Iar când este orice alt rezultat, numai 1 mă duce la egalitatea asta. Da? Deci numai 1 mă duce la egalitatea asta. Și cred că noi tot puteam să ne învățăm acolo cum am plecat de vorbit. Puneam A mai mare ca 0, B egal cu 0, le puneam diferite. Dar B1 nu poate să fie egal cu 0. Sigur, egal cu 7, nu știu, dar un alt exemplu. Dar să fie exilat diferite și arătam că produsul lor era cu număr. Niște nume strict pozitive. Exact. Și mai mult, da, suma lor egală cu 0. Suma produselor egală cu 0. Da. Nu? Deci într-o contradicție evidentă. Câte vreme nu 0 putea să fi fost, dar orice altceva. Contradicția e și așa cum a făcut dumneavoastră, totuși. Pentru că, ca să fie triunghiul echilateral, înseamnă că laturile toate erau, nu este, diferite. Noi le-am luat egale. Aia e chiar egală. Nu. Da, mai mari și decât 0. Ele sunt strict ca și dimensiuni. Da. 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 Însă nu mai am posibilitatea să fie egal între ele decât dacă e egal cu 1. Aici este toată povestea. Iar faptul că luăm egal cu 0, mă duce ca suma asta de numere pozitive să facă egal cu 0, care e o absurditate. O sumă de numere pozitive este 0, o sumă este 0, dacă toate sunt 0. Adică triunghiul dispare. Exact. Dacă dimensiunile triunghiului sunt laturile 0, 0, 0, nu există triunghiul. Deci, asta e absurditate. Da. Dar raționamentul corect este așa. Mergem pe 1. Aici este, numai aici mă duce la sumă de pătrate egal cu 0, care înseamnă fiecare egal cu 0 rezultatul anterior. Care îi folosim. Da. Și atunci, în clipa aceea, toate trebuie să fie egale cu 0 și asta conduce spre A egal cu B egal cu C. Triunghiul este echilateral. În rest, orice număr ați spune voi acolo, nu mai este un triunghi echilateral. Numai când egal cu 1 am rezultat clar triunghi echilateral. Mm-hmm. Mergeți și de ce tabla, facem de metrinorul? Da, facem de metrinorul, facem de metrinorul. Da. Ai adus cartea ta Alex, ai adus ai culegerea ta? Da. Haide, ne plătăm un pic să vedem ce aveți voi în culegerea ta și acum... Mai întoarci și de la voi. Vrei să vă la geometria asta? Hai.